Studiul a arătat că există o diferență mare între procentul în care sunt realizați indicatorii de management, peste 96% dintre indicatorii realizați sau depășiți, și procentul de satisfacție al pacienților, 52% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. Cu alte cuvinte, conducerea spitalului se încadrează în parametrii tehnici de performanță, dar așteptările oamenilor sunt atât de mari, după o lungă perioadă în care nu s-au făcut investiții în sistemul sanitar arădean, încât orice s-a realizat în ultimii ani li s-a părut insuficient. Adrian Țolea, președintele interimar al Consiliului Județean Arad, a anunțat finalizarea studiului privind strategia de sănătate a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, un document în urma căruia să se inițieze acțiuni de planificare și implementare a măsurilor de îmbunătățire a performanței și calității serviciilor de sănătate din cadrul spitalului. Cred că împreună putem gândi construcția unui spital nou, undeva în apropierea autostrăzii, va trebui să găsim o locație, un spital care să fie conform standardelor actuale cerute, care să aibă cât mai bine realizate circuitele medicale, care să însemne până la urmă eficiență și pentru tratarea pacienților, dar și pentru a avea în final profit și nu pierdere în acel spital. Potrivit studiului, există măsuri care pot fi luate pe termen scurt și care nu necesită efort bugetar, creșterea gradului de curățenie în spital, responsabilizarea șefilor de secție în ceea ce privește o corectă gestionare financiară și administrativă a secțiilor, creșterea frecvenței întâlnirilor cu persoanele de decizie din spital, verificarea respectării procedurilor medicale de care spitalul dispune și altele.